2.459.000 de lei este bugetul secției de rugby a Gloriei, o sumă cât se poate de generoasă, mai ales în contextul penuriei din anii trecuți. Aproape aceea sumă va fi direcționată către secția de handbal, echipă care a obținut deja promovarea Liga Florilor, îndeplinindu-și astfel obiectivul. Până la finele lui 2018, handbalului au fost atribuiți 2.431.000 de lei. Secției de fotbal aflată deocamdată în Liga a IV-a, i-au fost repartizați 566.000 de lei, un buget mare pentru o echipă din al patrulea eșalon valoric. De altfel, și celelalte secții se vor bucura de un exercițiu bugetar bogat. Secția de modelism va beneficia de un buget de peste 2 miliarde de lei vechi. La modelism, 210.000 lei. La rugby, 2.459.000 lei. La tenis de masă, 384.000 lei. La handbal, 2.431.000 lei. La șah, 387.000 lei. Scuze, la șah? 387.000 lei. 259.000 lei la atletism. La fotbal, 566.000 lei. Bugetul SCM a fost aprobat în Consiliul Local și așteaptă avizul Ministerului de Finanțe. Salariații primăriei din Departamentul de Specialitate încarcă acest buget. Așteptăm avizarea Ministerului de Finanțe pentru a deveni operațional. Fondurile pot fi tăiate în cazul în care obiectivele nu vor fi îndeplinite.